Un an mai târziu se înregistra și meciul cu cele mai multe goluri, 4-5 chiar aici la media și o partidă disputată în august 1948. A început această confruntare cu prima posesie pentru Gaz Metan și o minge respinsă de Volei la Cluj. Să vedem aici un atac 2 contra 2. Omraniș face singur mingea, ieșirea lui Pleșca extrem de oportună, pierdută în lupta pentru un loc de play-off. Cel mai probabil o luptă în 3, poate în 4. Șutul lui Shamed și iată prima șansă a Gazului și prima intervenție a portarului Sandomierski. Pasa pentru Ciprian Deac. Vine centrarea pentru Omrani. Scoate Răzvan Pleșca. Lovitură de la colț pentru CFR și scoate din nou Pleșca. Cred că de această dată Bolia a fost cel care a reluat spre poartă. Și dumneavoastră n-ați observat, dar a fost un schimb de replici, un schimb de pase între membrii staffului celor de la Gaz Metan și Dan Petrescu. Între timp se încheie această partidă.